eu să mă dă de parte. Dar știați că se ceartă? Nu știam, doamne, era un băiat ca lumea, nu știam. Păi de asta vă întreb, că am înțeles că amândoi erau oameni la locul lor, muncitori, gospodari. Ce le-a venit lor acum, nu știu. Cu copii mari la 27 de ani. Dar ce credeți că s-a întâmplat? Din ce cauză? Doamne, nu știm nimic. Nu știm ce e în casa. Ați auzit că el ar fi fost foarte gelos? O bănuia că l-a înșelat? Nu știm nimica, dacă ne duceam la de bună ziua și atâta, mai duceam, că eu am părinții morți, îi duceam în bucătură, ieșea la poartă și atâta. Nu ne spunea nouă ce-au venit. Și ați auzit că s-a întâmplat cu ei azi noapte? Eu nu știu nimica, decât că a venit poliția și a cătat aici la mine prin curte, a cătat pe el. Atâta știu, nu știu nimica. El fugise după ce a omorât-o? Da, da, așa a zis poliția, a cătat poliția. Și l-au găsit? Când l-au găsit? Păi dimineața l-a găsit. Unde l-au găsit? Uite, la, de la mașina aia, uite, să mai pe unde să termine vedeața aia pe acolo, niște pute acolo. L-a găsit spânzurat. V-ați fi gândit că e în stare să facă așa ceva? Nu, niciodată, nu. Nu ne gândeam așa ceva. Și nici la el să facă așa ceva, nu. Era ce mai, era un om la locul lui, era, avea servici, era, nu. Dar pe ea ați auzit zvonul prin sat că l-ar înșela? Care avea nu pe altcineva? Nu știu, de ce să zic, nu știu. Era și ea, era la locul ei, avea, era băieții la serviciu, avea vacă cu cai, cu animale, punea grădină, asta era și ea la locul ei.